Bună seara, Andrei! Stăm de vorbă cu Andrei Pop, este invitatul nostru la ediția de astăzi a Coaching Support Group. Bine ai venit, Andrei! Bună seara și mulțumesc că m-ați găsit în această seară! Cu mare drag! Andrei, spune-ne despre ce ne vei vorbi în această seară. În această seară vom vorbi pe scurt despre ceea ce numim noi arta etichetei, adică arta de a fi un om plăcut oriunde, oricând. Concret, în cadrul acestui mic workshop, vom atinge subiecte legate de prima impresie, ce înseamnă o strângere de mână livrată corect și ce înseamnă să ne introducem astfel încât să rămânem în memoria celelalte persoane, după care câteva elemente de arta conversației. În fiecare din aceste subiecte vom atinge și variațiuni și cazuri concrete, astfel încât participanții să înțeleagă cumva și diferite contexte în care se aplică lucrurile despre care vom vorbi în seara aceasta. Uh-huh. Ești unul dintre membrii fondatori ai Basic Etiquette Training. Da. A programului. Basic Etiquette Training. Spune-ne mai multe despre acest program. L-am fondat împreună cu Adrian Murariu, care este specialist în comunicare. Ideea ne-a venit undeva anul trecut, prin vară. La un moment dat, ce s-a întâmplat? Noi ne uitam un pic să vedem care ar fi o nevoie urgentă în România. Am petrecut cam un an, de fapt, să studiem problema, să vedem exact cu ce putem să contribuim, astfel încât să rezolvăm o problemă reală în societatea românească. Și am constatat, poate e bine, poate nu, nu știu cum vor lua alții lucrul acesta, dar am constatat că în ceea ce privește profesionalismul și ideea aceasta de a livra un brand personal de calitate, românii stau un pic cam slab. Suntem niște oameni foarte competenți profesional, avem niște oameni tehnici foarte capabili, avem niște oameni care au cunoștințe foarte bune în multe domenii, dar nu prea știu să se livreze cum trebuie și să facă o imagine potrivită, dar mai mult decât atât să o facă într-un mod ingenu. Cu alte cuvinte, să fie plăcuți, nu să o facă pe plac. Și, observând această nevoie, ulterior am stat și ne-am gândit, ok, cum să facem ca acest lucru să ajungă la public într-un mod atractiv. Și în acel moment, după ce am studiat diverse opțiuni, am ajuns la concluzia că un model de business ar fi cel mai potrivit. Pentru că atunci putem să facem acest lucru atractiv, avem suficiente mecanisme și putem crea și un mecanism autonom care sperăm noi să funcționeze și fără noi. Pe scurt, totuși, ideea noastră vrem să fie definitivată undeva în 25 de ani. Adică, în 25 de ani ne-am propus să ajungem la 6 milioane de oameni, astfel încât, sperăm noi, de fapt nu sperăm, ne-am propus, să atingem suficienți oameni, astfel încât să creăm o generație de adulți care să transmită toate valorile și cunoștințele pe care noi le prezentăm în programele noastre de training și consultanță, astfel încât să nu mai fie nevoie de noi. Obiectivul nostru final, de fapt, este să nu mai fie nevoie de noi în maxim 25 de ani. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Wow, e un obiectiv foarte puternic. Și felicitări pentru el. Mulțumesc. Andrei, dacă ar fi să dai o singură recomandare cu privire la etichetă, care ar fi cel mai important lucru pe care tu consideri necesar să-l aibă o persoană atunci când face networking? Va suna un pic mai complex decât probabil ți-ai fi propus să-ți răspund la întrebare. Se acceptă. Mindset-ul e cel mai important. De ce? Pentru că, de exemplu, în training-urile noastre vorbim despre arta etichetei aplicată în secolul 21, anul 2017, civilizația vestică. Okay. Mindset-ul rămâne același indiferent de generație și indiferent de contextul istoric și social. Indiferent că suntem în Asia, în Africa sau în Europa, mindset-ul se aplică la fel în toate aceste zone. De ce? Pentru că oamenii sunt oameni peste tot. Și de aceea, de exemplu, și partea de mindset pentru noi este foarte importantă. De fapt, chiar în după amiaza aceasta am publicat articolul de blog despre partea aceasta de mindset, tocmai pentru că personal noi considerăm că e cea mai importantă latură din tot ce înseamnă arta etichetei. Să știi exact cum să gândești. Pentru că noi când vorbim de arta etichetei, nu vorbim despre niște reguli sau despre un cod. Vorbim despre o nouă filozofie de viață, care vine cu un mindset și un skill set. Ok. Și voi lucrați la ambele părți. Da. Ok. Abia așteptăm să vedem ce ne-ai pregătit în seara asta. Îți mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai dat și mult succes!
Mulțumesc încă o dată pentru găzduire și sper să vă placă! O să ne facă!